o echipă internațională de cercetători a creat o serie de modele computerizate și a ajuns la concluzia că apa care se află în miezul planetelor Neptun și Uranus se află într-o stare extrem de neobișnuită și asta datorită condițiilor de mediu. Aceste condiții sunt aproape imposibil de obținut în laboratoarele de pe Pământ. Speculațiile realizate de-a lungul timpului de către anumiți oameni de știință indicau faptul că Neptun și Uranus ar putea fi formate în principal din apă. Analizele echipei internaționale de cercetători au arătat că apa din nucleele acestor planete tinde să fie extrem de diferită față de apa cu care suntem noi familiari pe Pământ. Mai exact, poate exista în stare lichidă, solidă, gazoasă și superionică. Acest ultim tip de apă este produs de către condițiile specifice din interiorul planetelor Uranus și Neptun. Apa superionică nu este solidă și nici nu este un lichid. Este undeva între cele două forme. Atomii de hidrogen se plimbă liber, în timp ce moleculele de oxigen sunt blocate într-o rețea cristalină. Ce înseamnă asta? Oamenii de știință argumentează faptul că apa superionică ar putea să reprezinte un conductor electric net superior apei de pe Terra. Totodată ar putea să afecteze și modul neobișnuit de funcționare al câmpului magnetic format în jurul planetelor Uranus și Neptun.